Extinderea rețelei de alimentare cu gaze naturale în zonele rurale din județul Buzău prinde contur. În această primăvară, autoritățile buzoiene vor comanda studiile de fezabilitate. O primă condiție este aprobarea bugetelor locale în comunele vizate de acest proiect gigant de modernizare a infrastructurii. Marea majoritate a OAT-urilor, chiar dacă nu s-au votat bugetele, au plătit, să spunem, cotizația și așa mai departe, și imediat după ce se va vota bugetul la nivel de Consiliu Județean și, bineînțeles, și la celelalte OAT-uri, vom începe procedurile ca să selectăm o firmă ca să facem studiile de fezabilitate. Reprezentanții Consiliului Județean Buzău precizează că primele lucrări vor fi executate în comunele unde rețelele de transport gaze sunt mai accesibile. Prima localitate racordată va fi Mărăcineni, Săpoca fiind următoarea pe listă. Anul ăsta cu siguranță se vor termina studiile de fezabilitate, iar acolo unde sunt condițiile îndeplinite, mă refer că sunt OAT-uri care sunt sustenabile atât din punct de vedere economic, cât și al capacităților tehnice, acolo unde sunt conducte magistrale și așa mai departe, vor începe lucrările. De alminter, cum este pe toată presa, vor începe foarte repede în comuna Mărăcineni. Anul trecut, în aprilie, Consiliul Județean și 10 de comune din județ au înființat Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ProGaz Buzău 2020, prin care se vor derula procedurile necesare extinderii rețelei de gaz în județ. Proiectul a fost inițiat în perioada guvernării trecute, dar autoritățile buzoiene au semnale că și actualul executiv va sprijini realizarea investițiilor. Chiar dacă acest proiect este pornit, să spunem așa, din guvernarea cealaltă, am văzut că și actualii guvernanți au un program de guvernare, acest proiect cu gazele naturale. Mi se pare un lucru absolut firesc, dar ce vreau eu să spun, asta nu înseamnă că într-un an de zile, trebuie să fim corecți, toate comunitățile din județul Buzău vor avea gaze naturale. Valoarea lucrărilor de introducere a rețelelor de alimentare cu gaze naturale în comunele care duc lipsă de acest serviciu este de câteva zeci de milioane de euro.